Consiliul Județean Gorj s-a întrunit astăzi în ședința lunară pentru a vota proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Acestea au vizat următoarele probleme: rectificarea bugetului propriu general al județului Gorj pe anul 2015, aprobarea execuției bugetului propriu general al județului Gorj înregistrată la data de 31.03.2015, completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj, modificarea unei anexe din hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea agendei culturale a județului pentru anul 2015 și a programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean, modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului, modificarea statului de funcție al Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, validarea rezultatelor concursurilor și examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor vacante în instituțiile din subordine, acordarea sporurilor la salariul de bază pentru unele categorii de personal, stabilirea unor măsuri în vederea emiterii avizului consultativ privind eliberarea atestatelor de producător de către autoritățile administrației publice locale, aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj pentru anul 2015, eliberarea unor licențe de traseu pentru curse regulate speciale și stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Râmca Corneșu Mare. Aceasta, din urma hotărâre, vizează administrarea domeniului schiabil de la Râmca. Acum trebuie să intrăm în procedura de a achiziționa, de a face achiziția publică de delegare de gestiune de administrării și funcționării a domeniului schiabil, instalația Telescaun de la Râmca Novaș Baia de Fier, proiect realizat pe fonduri europene pre-aderare, pentru că este cea mai eficient, am văzut în urma activității desfășurate pe cei 2 ani de zile, că este mai eficientă această formulă, oamenii se preocupă să îmbunătățească serviciile ca să atragă câți mai mulți iubitori de schi și turiști în zona respectivă și se impune această procedură de a delega gestiunea pe o perioadă mai mare de ani ca să ai funcționalitate, ca să ai continuitate și, bineînțeles, vor fi atrase, sau mai bine zis, prin măsurile pe care le vom lua de îmbunătățirea infrastructurii, e vorba de accesul din interiorul stațiunii, modernizarea străzilor, vor conduce la atragerea și a investitorilor, care trebuie să spunem că sunt necesari pentru a avea mai multe posibilități de a asigura alături de serviciile de alimentație publică turiștilor diversitate. Seara nu se mai odihnesc pe pârtia de schi atât când se mai poate, pot să aibă și alte programe în cadrul secției respective.